Craiova a folosit în repriza a doua, așa cum spuneam, o pereche de doi atacanți în centrul atacului, Colić și Lukić. Sigur, sunt doi atacanți în tot lotul Craiova, așa că mă gândesc că e greu ca din primul minut să joace cu amândoi de acum înainte, dar e o soluție pe viitor? Vom mai vedea această absolut, formulă? Absolut, că meciul de-aseară a demonstrat că soluția de avarie în momentul în care lucrurile nu merg bine este să treci la un 4-4-2. Nu o să poată trece la 4-4-2 non-stop sau constant pentru că nu au patru atacanți în lot care pot juca număr 9. Cum am văzut tot timpul Dan Petrescu. Am văzut pe scroll că rar vedem goluri. Etapa asta am văzut două goluri de acest fel. După acțiuni individuale și... Contrazici declarațiile de pe Burtiera. Îmi contrazic declarații. Nu uităm golul marcat de Bârligea. După un contraatac foarte, foarte bun și foarte frumos, finalizat, superb. Să nu uităm golul de la Botoșan, după acțiunea lui Ongenda, spectaculoasă, da. Și o pasă din nou spectaculoasă. Te-am văzut câteva goluri etapa asta superbe. E o soluție la Craiova să joace cu doi atacanți, deși în spatele atacantului, în acea linie de 3, dacă luăm calcul sistemul 4. E o soluție, dar e o soluție. Sunt foarte mulți jucători la Craiova. Paradela, Mitriță, Bayram și Câldău acum poate fi o soluție de număr Ivan. 10. Ivan, am și uitat că mai există. Deși el poate fi Mora, trecut... Mora, îl chema pe... Da, el poate, ar putea fi trecut și ca atacant Ivan. Ar avea Craiova doi atacant jumate. Corect, da. Cu Ivan. Uite, Ivan, dar cred că cu Ivan a mai jucat așa, Ivan lângă Colić. A mai jucat, dar lucrurile se schimbă în momentul în care vrei să joci 4-4-2. Ai nevoie de doi atacanți sau care... 4-4-2 sau acei 4 în rom, cumva, 4-1-2-1-2. Mai e o soluție. Cred că e mai prea complicat pentru... E complicat la momentul ăsta. Este o soluție pe care o poți încerca în momentul în care lucrurile nu merg bine. Și aici mă refer în repriza a doua, cum a fost acum la pauză. Okay. Sunt doi atacanți care pot câștiga duelurile, în schimb amândoi suferă la finalizare. Amândoi suferă la... Dacă ne uităm la toți atacanții buni din campionatul intern, și aici îl punem pe Selmani de la Dinamo, Tiam de la Ucluj, Bârligea de la Steaua, Bupenza de la Rapid, Ali Bek de la Faru, toți știu să atace spațiile, toți sunt finalizatori foarte buni și aici se face diferența. Și Colić și Lukić în momentul de față nu se ridică la nivelul lotului. La nivelul celorlalți titulari, să spunem. Domnul Ovidiu a zis că se vor bate la campionat. Nu cred că se vor bate la campionat dacă nu rezolvă problema asta. Ei au jucători foarte buni, foarte buni, la mijloc. Dar suferă. Uite, ai vreo recomandare din campionat pentru Mihai Rotaru? N-am nicio recomandare în momentul de față. Și atunci pe cine se ia? Nu vezi că au încercat cu Lukić din afară, au plătit o sumă e foarte bine că încearcă. Dar să mai încerce. Trebuie să încerci. Dacă îți dorești să câștigi campionatul, ai nevoie să fii destul de echilibrat pe toate compartimentele. Dar acum, serios, în Liga 1 nu vezi vreun atacant compatibil cu ce ar vrea Craiova să joace? Un atacant accesibil, că nu mă gândesc accesibil, la Bârligea. Pentru Craiova accesibil, cred că ar fi Tiam de la Ucluj. Cred că ar costa destul de mult și Tiam acum. Ar costa, dar părerea mea e că este peste Colić și peste Lukić. Prețul corect pentru Tiam? Nu. Prețul corect e prețul care se plătește, dar este un atacant care cred că i-ar ajuta.